Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Minoritar în România, o emisiune cu și despre rom, o emisiune interesantă, dragi telespectatori, mai ales, dragi telespectatori, dacă avem un studio de televiziune etalon, oameni deosebiți, oameni care prezintă garanție, oameni care reprezintă ceva în acest oraș, în acest județ. Ziarul Vocea Romilor este ziar interesant, dragi telespectatori, ia uitați, pe înțelesul tuturor, e un ziar care stă de vorbă cu românii și cu romii, e un ziar care reprezintă ceva. Cine e de vină că te-ai născut țigan? Editorial. Mesajul unui sociolog pentru cei care urăsc romii și emigranți. Băi, sunteți niște nimicuri. Robia romilor, o problemă morală a societății noastre. Incredibilă aventură a studentei rome ajunsă profesoară la Harvard. Lupta împotriva săracilor, singura program de eradicare a sărăciei. Putem conta pe ei, românii Gagii Săptămânii, Remus Grigorescu, Constantin Agoe, Tiberiu Costea, IPS Varf Sanufie și Emilian Frâncu. Cine e de vină că te-ai născut țigan? Te-ai trezit într-o dimineață, disperat de faptul că ești un nimic, un gândac, un monstru care te-ai metaforzat, fără voia ta și ți-ai pierdut identitatea și de la romii nu-și pun întrebări foarte profunde despre ceea ce suntem, unde mergem și de ce se întâmplă. Un lucru este altul. Oamenii care nu sunt împovărați de grele cunoștințe. Dragi telespectatori, studio televiziune Talon, se află Adriana Trușcă, este director la școala gimnazială Gura Văii, cu peste 360 de copii, din care 80% sunt etnici romi, rudale. Ana Maria Tătuț, o știți, este inspectoarea minorității la ISJ Vâlcea. Mihai Sima este artist și prezintă horoscopul țigănesc și meteo. Un băiat, un coleg care de câte ori avem o emisiune vine cu drag și de aceea noi zicem că este un coleg bun și un coleg adevărat. Deci, la invitația mea, doamna Adriana Trușcă și Ana Maria Tătuț au venit la această emisiune și pe această cale le mulțumim. O întrebam pe doamna inspectoare, care cred că este cel mai important aspect al educației? În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Aspect al educației. În primul rând, educația este temelia fiecărei țări, fiecărei nații. Indiferent câte etnități există în acea țară. Fără educație, acea nație, spunem că nu este dezvoltată. De aceea are un rol foarte important. Educația are roluri multiple în dezvoltarea personală a copiilor, în dezvoltarea socială și culturală. Bineînțeles, toate aceste valori și principii fundamentale se realizează împreună școala, împreună cu familia și societatea. Bun, da. Chestiunea este că păi ce părere aveți în general și care este elevul ideal? Rom sau român versus elevul dar ideal. Profesorul ideal. Vreți să ajungem și la profesor și la elev. Da. Elevul ideal. Toți sunt ai noștri. Și bineînțeles, elevii de mici copii, în primul rând, educația o primesc de acasă. Ea continuă la școală împreună cu părintele, continuă această educație și ca să devină un elev ideal, un elev care acumulează informații și devine informații eficiente și devine un bun cetățean al țării. Acesta este elevul ideal, cel care devine o bază a țării, un exemplu pentru societate. Bun. Foarte frumos. Bun, doamna profesoară, mai cum îl pot folosi telefonul copii în ore? Că știu că aveți o comunitate mare de romi. Bună ziua și pe această cale vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre comunitatea din Bujoreni, despre școlile din Bujoreni și realizările noastre, care nu sunt puține.
Ducem problema spre comunitatea noastră, vorbim da. Nu numai de romi, vorbim despre copii. Telefonul poate fi folosit în timpul orelor pentru acțiuni educative. Legea este foarte clară în acest sens. Și cu limită acolo unde trebuie. Regulile sunt reguli pentru toți, și pentru profesori și pentru elevi. Și de aceea trebuie respectate regulamentele în vigoare. Foarte bine. Bun, cum vă descurcați? Câți copii de etnie romă aveți la școala, la școlile dumneavoastră? Că știu că aveți o mare școală acolo de ele. Deci câte școli aveți? Că sunteți aproape de Călimănești cu școlile, da. Nu? Noi suntem situați geografic între Râmnicu, Vâlcea și Călimănești și avem 6 structuri educaționale. Dacă vorbim, avem 4 grădinițe, 2 școli primare și o școală gimnazială. Elevi romi sunt înscriși 275 din total 371, făcând o proporție înseamnă aproximativ 74%. Sunt foarte mulți elevi de etnie romă integrați. Când spun integrați, chiar spun că se întâmplă lucrul acesta și avem acțiuni orientate foarte bine pentru a realiza acest lucru. Avem intervenții educaționale multiple prin proiecte pe care le-am adus în școală și le-am menținut cu o echipă sudată, care a făcut posibil să se desfășoare multe activități. Am mers cu aceste intervenții educaționale atât către elevi, cât și către părinții din comunitate. Zic eu că avem foarte multe lucruri de vorbit, dacă mă lăsați să vă spun, despre proiectele educaționale și despre proiectele primăriei de sprijin în comunitate. Vă pot spune că primăria are peste 13 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, digitalizare, dezvoltare rurală, iar școala vine cu peste 5 proiecte educaționale derulate în momentul acesta. Putem vorbi despre un program de intervenție, educație remedială de tip after school, cu ajutorul Fundației World Vision, proiectul se numește Alege școala, o șansă spre viitor. Avem proiect numit Prof 21 cu acțiune orientată pe profesori în principal pentru educație în spiritul dezvoltării durabile, aici în parteneriat cu World Vision, FDSC, Teach for Romania, Reper 21, organizații neguvernamentale și non-profit care țintesc educația tuturor formabililor. Avem alte două proiecte educative implementate de către catedre didactice GoBio, BBO și Tradiții spre viitor, în care ne-am propus să promovăm activitățile practice de dezvoltare durabilă. Și avem încă un proiect pilot național, avem ocazia să dezvoltăm împreună cu Fundația Vodafone și World Vision România o platformă educațională numită Școala din Valiză. Această platformă vine cu mare plus pentru școala noastră, pentru că a venit cu atât cu echipamente, cu o valiză, cu 25 tablete și un laptop cu proiector, mobile, acest element de noutate ne duce către digitalizare, către viitor. Avem prin Fundația Vodafone 150 cartele telefonice distribuite în comunitate, astfel încât să facem posibil copiilor să aibă acces la educație și mai ales că pandemia aceasta ne-a adus în fața unor noi provocări. Eu încerc să găsesc partea frumoasă a tot ceea ce se întâmplă. Ne-a dus pe toți să ne depășim limitele, atât părinți cât și profesori și elevi. A fost o situație dificilă și este în continuare și având în vedere că am conjugat niște eforturi, primărie, fundații neguvernamentale, școală, am ajuns la rezultate pozitive. Nu spun că a fost ușor, nu. A fost greu, este în continuare greu, dar zic eu că vom depăși ceea ce se întâmplă. Foarte frumos, mulțumesc că, vedeți, se poate într-o școală, unde director caută, găsește probleme cu care se confruntă societatea romilor. Bun, vreau să-l întreb pe doamna Narcisa despre, a fost, eu îți dau recomandare, ce ne puteți spune? Discutăm acum despre campania SOS Copiii Romi. Bun, înainte de a vorbi despre acest lucru, țin să precizez că la nivelul județului Vâlcea sunt în număr de 2817 elevi romi, dintre care 143 au fost în clasa a 8-a.
Campania aceasta SOS Copiii Romi le-a oferit oportunitatea de a beneficia de recomandarea dată din partea Partida Romilor, recomandare care le-a adus un beneficiu, acela de a putea ocupa un loc la liceele din județul nostru și la profesionalele din județul nostru, un loc pe fiecare profil. La nivel de județ s-au dat 74 de recomandări. Și țin să precizez că școlile și localitățile care au copiii din localitățile care au beneficiat de aceste recomandări sunt Vaideeni, Bujoreni, Drăgășani, Frâncești, Racovița, Câineni, Băbeni, Valea lui Stan, Călimănești și Râmnicu-Vâlcea, și de aceea țin să vă felicit și pe dumneavoastră pentru că v-ați implicat destul de mult și ați depus suflet în această campanie, ați ținut cu tot din adinsul ca și elevii romi să fie fruntași în liceele vâlcene. Și eu țin să o felicit pe doamna director de la Gura Văii, pentru că a primit cele 19 recomandări, iar toți elevii au intrat, în afară de doi, care și-au retras pe profesională, au intrat la liceu și la profesională. Felicitări, ați avut o elevă care a avut o medie foarte mare, da. A intrat la liceu în Timii Vireanu. Deci când se vrea, se poate, și țin să precizez că aveți o echipă minunată. Pot să vorbesc despre lucrul acesta. 3 luni de zile am fost în mijlocul lor. Am întâlnit oameni frumoși, oameni uniți, o echipă sudată, care au știut să facă front comun datorită doamnei director. Acum aș vrea să vă lăudați pe dumneavoastră. Dumneavoastră, cu ce ați venit nou ca inspectoare școlară? Că știi că eu era și director, nu? Uh-huh. Ce ați venit nou și ce vreți să faceți în comunitățile de rom vis-a-vis de probleme cu care aceștia se confruntă? Să știți că rom eu sună o chestie ca minoritar, ca discriminare, ca multe chestiuni care, în general, noi romii, câteodată în școli, mai sunt și marginalizări sau segregare. Aveți cunoștință de aceste chestii? Sunt de foarte puțin timp. Am încercat să asimilez și să capăt informații din teren atât cât s-a putut, ținând cont și de perioada în care ne aflăm. Da, încă nu am aflat despre această segregare și sper să nu existe la nivelul județului nostru. Este un cuvânt greu, un cuvânt care ar depăși umanitatea dacă exista în școlile din județul nostru. Acum, ce să spun de marginalizare? De multe ori copiii pornesc și de acasă cu această idee, cum că tu să stai în banca ta, ești rom, să nu ieși în evidență. E, nu este chiar așa. Să știți că ei trebuie să încurajați de acasă, pentru că învățătorul, așa cum am văzut la Bujoreni, învățătorul se luptă să-l integreze frumos pe copilul de etnie romă, fără să facă vreo discriminare sau deosebire între cei mici. Dar bun, ce părere aveți despre educația non-formală? Despre educație am discutat și am spus că este chiar importantă pentru este temelia societății. Iar ce voiam să mai spun eu despre... Mă lăsați puțin să vorbesc despre acele recomandări înainte de a discuta. Pentru că sar dintr-un alta într-alta și nu vreau să omit ceva. În legătură cu recomandările acestea, a fost prima etapă, s-a desfășurat în perioada 24 mai 16 iunie. Au mai rămas recomandări pe teren. Noi așteptăm copiii în perioada, în etapa a doua, ce se va desfășura
din 24 iulie, 30 iulie, copiii sunt așteptați să meargă cu recomandările ce au fost primite până în data de 16 iunie, să meargă la unitățile școlare unde și-au încheiat ciclul gimnazial, să le depună și să-și aleagă codurile pentru profilul care și-l doresc. Ce voiam să vă mai spun eu, pentru repartizarea pentru liceu s-a făcut repartizare computerizată, iar pentru profesională a fost o ședință publică, o ședință online ce s-a desfășurat în data de 6 iulie, ședință în care au fost prezenți și copiii și doamna director de la Gura Văii împreună cu domnul mediator Mărunțelu Ilie, iar la fel de la Drăgășan, doamna Drăguț, împreună cu elevii și domnii mediatori. Să sperăm că se va termina cu succes și cea de-a doua etapă și că vor veni și spre noi și spre licee și copiii cu celelalte recomandări care au rămas. Știm că sunt copii valoroși, copii care au încheiat cu medii destul de mari ciclul gimnazial și, de ce nu, pentru dezvoltarea lor, pentru că asta spuneam, educația înseamnă dezvoltare personală, pentru formarea unei frumoase societăți, să vină să își continue studiile. La fel, aș dori să mai vorbesc și despre copiii cu CES pentru prima dată în învățământul județului nostru și la nivel național. Este vorba despre copiii cu CES care și ei beneficiază de aceste locuri speciale, numai că trebuie să meargă la școala de care aparțin, acolo unde și-au încheiat ciclul gimnazial, să depună documentele și să spună că ei optează pentru acele locuri special rezervate pentru ei. La fel, mai au o șansă, au fost ocupate decât 4 locuri au fost ocupate, iar în perioada aceasta, 24 iulie, 30 iulie, sunt așteptați să-și depună documentele ca să ocupe și celelalte locuri. Doamna profesoară, ce vă motiva să deveniți profesor? Cum se știe nimic fără Dumnezeu și cred că Dumnezeu mi-a dat pasiune pentru a lucra cu copiii și am întâlnit și oameni care m-au ghidat în viață și m-au făcut să rămân în continuare profesor și să rămân alături de o comunitate dificilă la Bujoreni. Trebuie să vorbesc cu mare respect de echipa cu care desfășor toate activitățile. Dați-mi voie să-mi laud colegii pe care i-am implicați foarte mult în aceste activități educative. Pot să vorbesc cu respect despre colegele învățătoare, Andreea Bril, Safta Georgeta, Avram, Mariana, Bunescu Daniela, Georgiana Teodor, Patricia Georgescu, Dana Ban. Sunt oameni care aduc plus valoare în comunitatea noastră, mai ales că lucrează cu copii de diferite condiții. Și când zic aici, zic numai romi, zic și copii cu CES pe care îi integrăm cu succes. Și pe care îi facem să reușească în viața școlară și chiar în viața socială. De asemenea, trebuie să aduc mulțumiri și primăriei Bujoreni că ne sprijină foarte mult în activitățile noastre, prin personalul desemnat, prin mediator sanitar, copilul Mirela, prin celălalt mediator sanitar, Laura Cirican, prin domnul mediator școlar, Mărunțelu Ilie, cu care am desfășurat foarte multe activități de intervenție directă în comunitatea romă și în rândul copiilor din Bujoreni în toată această perioadă grea. Trebuie să vă spun că împreună cu domnul Mărunțelu săptămânal am fost în comunitate și am distribuit foarte multe ajutoare. Da, dar să știți, copiii ăștia romi vă șicanează în școală? Nu există șicanare. Nu există. Și nici nu fumează? Poftim? Și nici nu fumează? Nu. Nu spun că nu fumează, în general. Spun că nu fumează în școală. Nu fumează în școală. Bun. Eu cred că și cum încercați dumneavoastră pe acest copii
aveți modele în școală care învață modele, uite mă, asta a ajuns mare, nu fă ca aia și fă ca ăsta. Ce ziceți? Modelele modelele sunt foarte importante, însă în afară de modelele de rom pe care le vedem la nivel național în mass media, există modelele locale. Asta înseamnă profesorii dedicați. Da? Asta modelul și exemplul personal este foarte important pentru a crea un exemplu și pe care copilul îl va urma. Copilul învață foarte mult social prin imitație, de la părinți și apoi de la profesori. Iar când un copil spune că așa a zis doamna, trebuie lăsat să facă așa cum i s-a oferit exemplul pozitiv. Este bine. Este bine ceea ce spuneți și mă bucur că aveți modele de bună creștere acolo, pentru că sunteți, cred că, cea mai mare școală cu cei mai mulți copii romi. Cea mai numeroși copii colonie, da. După colonie sunt mai puțini. Sunt 310. Și dumneavoastră cât aveți? 371, dar da. Nu sunt toți romi. Da, nu sunt toți romi. Acolo sunt 310 din 400. Bun. O altă, vreau, păi, spun, dar chestia acolo și acolo sunt mai multe nații de romi, știți? Da. Mai multe nații. La Rudare, acolo avem... Da. Chestiunea e că aici e o structură compactă de romi care, să știți că au început să se integreze în societate, sunt oameni care muncesc, care au case, care știe ce apa, săpunul, nu e certat nici cu apa, nici cu săpunul, au chestiuni interesante și să știți că chiar că e nevoie neapărat de un mediator școlar care se implică, dar trebuie să fie doi mediatori, pentru că sunt foarte mulți copii acolo în societate. Cred că încearcă acum doamna inspector pe minorități să vadă lucrurile bune, lucrurile rău și să remedieze în tot județul ăsta, că avem nevoie ca și romii să recunoască că de fapt sunt români, romi și nu să nu se mai ascunde după deget. Eu zic că anul ăsta o să fie bun, dar nu credem că anul ăsta o să fie cu școală. După chestiile astea de pandemie. Păi tot vorbeați noastră de educația non-formală, care este destul de, o să fie destul de importantă în perioada aceasta. O educație care se face în afara cadrului școlar. Am și văzut la televizor că deja unele țări au adoptat această practică de a-i duce pe cei mici în mediul natural, în a observa tot ceea ce ne înconjoară. Finlanda este cea mai tare în educație. Da, și noi avem destul de multe ieșiri și sunt lucruri aplicate în învățământul nostru. Chiar de la grădiniță, copiii sunt duși de doamnele educatoare să observe mediul înconjurător, să observe instituțiile importante din oraș și nu numai, și în localitățile apropiate. Bun. Doamna director, spun eu, sprijinunți acolo promova limbii și tradiții de etnie romă, să promovează la dumneavoastră tradiția romilor în școala dumneavoastră? Se promovează tradițiile și copiii sunt implicați în destul de multe activități. Atunci când s-a desfășurat școală față în față, au fost foarte multe activități organizate și am participat și vă rog să vă aduceți aminte că am participat cu copiii de-ai noștri la multe manifestări dedicate. Am fost o prezență activă prin copiii noștri și consider că nu se pierd fiind integrați într-o școală de masă de limbă română. Nu se pierd tradițiile, ci doar încercăm să le întărim în mod pozitiv. Mulțumesc! Pauză publicitară, dragi telespectatori, după care revenim în partea a doua a emisiunii Minoritar în România. Nu schimbați canalul, rămâneți pe televiziunea Etalon, că veți vedea și subiectele continuă.